Antreprenorii din județ sunt nemulțumiți de oferta care există în planul de școlarizare în ceea ce privește învățământul profesional. Aceștia susțin că ar trebui, în realizarea acestui plan, să se țină cont de calificările care se cer pe piața forței de muncă din județ. Gheorghe Stanciu, unul dintre antreprenorii din Sălaj, atrage atenția asupra faptului că piața din județ suferă de lipsa de specialiști în domenii căutate, în domeniul producției și a serviciilor. Antreprenorii de învățământ, dar și învățământul de antreprenori. Și să nu se facă numai din birou, să se facă planificări cu clase, pregătire într-un domeniu sau altul, ci mai bine să se umble în piață, să vadă ce are nevoie piața. Dacă nu se face lucrul ăsta, în cel mai scurt timp, oricum suntem în ceasul 12-lea, eu cred că în următorii 5 ani, 10 ani dispar meseriașii din pe piață. Și atunci o să vadă foarte mult și o să ne dăm seama să vadă cât o să devine de scumpe toate serviciile. Și atunci, pe bună dreptate, pleacă antreprenorul, dispare unul, mâine altul, trebuie văzut, piața are nevoie de atâția meseriași și atunci devine acest parteneriat și programă școlară care trebuie făcută numai pe cerere și ofertă. Ce cere piața? Piața cere meseriile astea. Și în funcție de asta să fie și învățământul pregătit. Dacă nu se face treaba asta, nicio șansă ca învățământul să fie util nici pentru profesor, pentru că nici nu se bucură că văd că ies generații de elevi și văd pe stradă. Cunoscând realitatea din piață, acesta mai susține că se fac calificări care nu își găsesc aplicabilitatea în domeniile de pe piața forței de muncă din Sălaj. Și astăzi se fac în programa școlară niște meserii care, vă rog să mă credeți, automatist, electronist, să dau niște denumiri, eu nici nu știu unde să încadrez. La electricieni, la electromecanici, la lăcătuși, n-ai unde să-l încadrezi. Și atunci zice, măi, nu te putem angaja, pentru că pe noi nu ne lasă colaboratorii noștri să lucrăm decât cu elevi sau cu persoane, mai bine nu cu elevi, cu persoane, cu resursă umană calificată într-un domeniu. Dacă ești calificat, sudor. Numai sudor. Că știi tu foarte bine și lăcătușărie și altceva. Nu, n-ai voie să lucrezi decât sudor. Dacă faci și celelalte, le faci. Dar prima dată suntem obligați să-i asigurăm loc de muncă în meseria și calificare pe care o are scriptic, pe hârtie. Chiar dacă cunoști foarte bine alte meserii, dar nu, acolo te pune. Mai bine de jumătate, 61% din angajatorii din România spun că există mari lacune în ceea ce privește deficitul de talente prin forța de muncă calificată. Problema principală pare a fi astfel nu lipsa locurilor de muncă, ci lipsa calificării oamenilor pentru anumite domenii.